face mai târziu și pic așa câte... În rest, cu pomii încă am terminat, mai am unul în spate acolo. Trebuie să iau pe pragă un pic. Da, dacă mai mă duc o dată... Pentru maica mea să trec la cardiolog. Doamna, trimis la cardiolog. Plus că s-ar putea să vină ăla electrician azi. Să-i găsești ceva, să-l... Știi ceva? Să uite-o pe acasă și vă aduci și le băgați, urmă le băgați în pungă. Mic, nu da. La mare. Mă uite-o că aveam eu acasă. Nici când cade, are o amortizare da. Și dacă da. El cade... Ce faceți, mă, voi? Vă... Acum nu știu, dar ceva... Nu, doamne, ceva a fost. Ce faci? Așa, dar nu tamne s-a trezită de gunoiul. Cu bofetăria, a primit balcic, nu vezi că are bofetan. Ia uite, nu vezi că e și doamna. Păi, e și doamna cu bănuțul și gata. Cum e și eu la... La ea cu ăsta. Ai văzut cum vine? Da, imediat. Deci nici nu ai timp să faci ăla. Dacă nu i-aș da nimic, am venit ăla? Nu. De capul mă. Ce domnul Valentin azi? Da. Trebuie da, să aștept o fită cu bocișul să urce pe de la 250 și plus aia. Da. Vorba lui Iri. Ia așa de la manifestă. Deschizi și tu acolo, da, aia pentru interceptare, mă, da. Parcă știe, că eu i-am învățat. Nu că sunt învățați ei, am învățat ca să țip eu, ca să scap. Le-am luat eu. Ce ai, mă, ești nevon, mă, băietule, ești, băi. Bolnav, au venit de sus și au făcut și nu știu ce. Ia uite, ia uite. Nu, nu, e. Asta am luat pentru mine. Pentru ultimile le-am luat, că dacă m-am dus să iau unul, azi m-am merut și ascultat. Asta se întâmplă. Thank you.
place aici. Da, cu situație. Că nu stau mult. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Așa e. Trebuie să mă duc să văd dacă e în concediu. Da, mamă, că îți dau eu. Adică nu, da, da, dacă n-ai mai doamnă. Mai nu e. 260 de lei și acum două săptămâni, când l-am externat, a dat 260. Deci astea țin două săptămâni. Deci 520 de lei numai picături lui Giorgel pe lună. 3 luni și 1-6 luni. Un medicament de nastră. Și după ce îl pun pe Cătălin, că avea la pancurier o cunoștință acolo la Păulești și pe Evelina, cu o prietenă, îmi zice, măi doamnă, păi zice, măi buni, Duna, dar eu eram cu tocănul, că i-am zis și lui Evelina, lăsați-mă Evelina, că chiar că nu știu, mă aștepta ce am dat afară să mă duc la OTP, nici nu mai știam că există OTP, că mie spune să director că s-a desfințat. Și mă duc, că directorul nu-mi răspundea, nu mi-a răspuns nici doamna, nici dânsul. Și lasă-mă, Evelina, păi ce Lucian ăla de la dumneavoastră se duce mâine și vă ia cardul de acolo, de la... Păi cum să se ducă? Doamne, dacă mi-a spus curierul că mâine se duce, vin și mă întreb asta. Da, păi am și eu ceva de luat și i-am spus că le-o și pădă. Păi și mie de ce nu mi-a spus, mă? Mă, mie de ce nu mi-a spus că umblu cu toate telefoanele, că mi-e cardul de sănătate, că dacă era tutun sau altceva, duceți-vă naibii cu ele, că ăla, dar dați-mi cardul, fraților, să mă văd cu cardul de sănătate în braț, în mână. Da, și ăsta să zice, da, mă duc eu mâine. Adică că i-am spus eu lui ăla că vă iau și plicul dumneavoastră. Auziți, da, și se duce el astăzi? Da. I-ar da și 50, că 27 de lei mă costă ca să vină acasă. Da. O strâng pe aia de tot. Păi asta am să zic, tura viitoare. Nu, no, mai vede car. Pici. Nu, și mâine, nu îl mai dau. Nu îl mai dau și mă duc să-mi fac injecție. Zic, doctorului, găsiți altă posibilitate, eu cardul nu îl mai dau. Știți cât am alegat? Păi, e card de sănătate. Adică cum să mă duc eu încă o dată în București să-mi iau cardul? Da. Așa este, da. Da, aia ne merg. Că nu mi-a spus una că mi-a creat atunci o stare de mi-am pierdut, știu, mi-am pierdut, n-am spus, da. Mă gândeam de ce a schimbat prea semn. Să oprește aici, să programeze, mă? O măsă. Țăra, are și el probleme. Fiecare are, adică hai să o luăm așa că fiecare nu e, fiecare și le știe pe ale lui. Acum nu mai e de, că ești rău când vorbește Ana, da. Pe mama, pe tata, ai bolnav, da. Păi da. Ce să le faci, eu mori? Doamne ferești. Mă gândeam unde e și domnul și cu doamna e, ce n-a că doarme. Băi, ce doarme, că mi-a dat-o cu palcul însă doar. N-a putut să vorbească. Nu putea să vorbească și până m-a sunat și zic, v-am trimis, acum să vedem când.